Ion Chierciu, cel mai mare fermier din Gorj, susține că piața arabă salvează oieritul din România. De la ferma lui pleacă anual spre export aproximativ 2000 de miei. Acum așteaptă ca 500 de animale să ia drumul exportului. Lotul e pregătit, sperăm că mâine vine tirul să încărcăm și pleacă la export. Da. Câți avem în total în prima fază? Păi, în tir încapă în jur de 460-70 de capete. Atât. Cât încape în tir. Ajung în Constanța, de acolo pe vapor și în țările arabe. Dacă n-ar fi desfacere către țările arabe, oaia n-ar mai exista în România. Deci nu există desfacere și plătită, mai binișor față de țările din Uniunea Europeană, cum ar fi Italia, Spania, Grecia, sunt prețurile mici în țările din Uniunea Europeană, pe când în țările arabe ne plătesc mai bine. Nu este singurul fermier care apelează la această metodă. Acum o să plece spre țările arabe. O să-i dăm la arabi, că la Paștele noastre se dau 50-100 de bucăți, restul rămâi cu ei. Dacă n-ar fi arabi să-i ia, nu știu unde am putea să-i dăm și ce am face cu ei. Nu avem piață, nu mai cumpără nimeni, românii doar de Paște. În rest. Atât, doar de Paște și atunci cât să dai? Noi care avem oi mai multe, mai rămân și ăștia merg spre țările arabe. În țările arabe sunt la mare căutare miei care se vând cu 18-20 de lei pe kilogram în viu. Europenii nu plătesc mai mult de 12 lei. Condițiile de livrare sunt altele, adică cerințele. Mielul trebuie să fie gras și să aibă o anumită greutate, la o anumită greutate în sus. Dar noi ne convine, datorită faptului că plătesc mai bine și decât Uniunea Europeană, investim și investind mielul ajunge la greutatea optimă care o doresc dânsii și lucrăm în continuare cu ei. Nici lâna nu are căutare în țara noastră. Fermierii se plâng că aceasta ajunge în fiecare an la gunoi sau pe foc pentru că nu mai există cerere.